Numele meu este Andra și astăzi v-am pregătit un haul. Am să vă arăt ce produse mi-am cumpărat eu în ultima vreme. Majoritatea sunt produse de machiaj și de îngrijire, dar am și câteva haine și încălțări și un lucru mai random. Așa că să începem! Am fost cu Andreea Vasilache, în Kendra, în Unirii. Și acesta era în acele coșulețe cu promoții și eram ceva gen, wow! Ce drăguț, o oje și un ruj, și când m-am uitat la preț, am rămas șocată. 13 lei pentru o oje și pentru un ruj. Oh, eram atât de fericită, sunt de la Rimmel London, am acest ruj, Apocalypse, este nuanța 102 Nova. Foarte, foarte fain. Eu îl consider ca un ruj lichid pentru că este foarte pigmentat, nu este un gloss, nici pe departe. Și îmi place foarte mult culoarea. Iar roja este Rimmel London, 60 de secunde, am aplicat doar un singur strat, este superbă, nu-mi vine nici acum să cred că pe acestea două am dat 13 lei, eram ceva gen, what? Îmi place foarte mult, la Kendra când au reduceri, chiar sunt reduceri și surprinzător ambele nuanțe îmi plac, deci am fost super fericită. Apoi, tot de la Kendra mi-am luat acest ruj, este Maybelline Color Sensational, în nuanța 745 Wooden Brown. Mai am un ruj de la Maybelline, tot din aceeași colecție și îmi place foarte, foarte mult, mai am foarte puțin din el și acesta este No No Woods. Îmi place culoarea la nebunie, este un maroniu, un kiss, nude, fără niciun sclipici. Are un finish, nu e mat, dar nici foarte glossy, e chiar la mijloc și arată foarte, foarte fain. L-am luat pentru la școală pentru că nu mă pot duce cu un roșu sau cu un roz și îmi place foarte mult cum arată. Este ce am acum pe buze, doar că am un creion de buze de desubt și un gloss deasupra, deci nu arată chiar așa singur, dar este foarte, foarte fain și mă bucur că l-am luat. În mod normal este 30 și ceva de lei și eu l-am luat la 13, dacă nu mă înșel. Deci mi-a plăcut foarte mult și eram atât de fericită. L-am luat tot cu Andreea atunci când am fost la Kendra și e super, chiar vă recomand. Când le găsiți la reducere, luați-le pentru că sunt foarte bune. Tot în ziua când am fost la Unirii, mi-am luat și acest blush de la Just Cosmetics. Arată cam așa, este un pic mai închis în realitate decât arată pe cameră. L-am luat pentru toamnă, am vrut un blush un pic mai închis, este mat, este foarte frumos. L-am luat din același stand de unde mi-am luat și crema de conturare a feței, pe care am dat 10 lei, la fel am dat și pe acest blush, doar că este un pic mai micuț, are 4 grame, celelalte blush-uri ale mele au 8, 10 chiar, este la jumate, dar este foarte faină culoarea și arată foarte, foarte fain pe obraj, l-am încercat deja. Apoi mi-am luat aceste trei oje din Unirii, de la o tarabă de afară, pe partea unde sunt, dacă sunteți din București, pe partea unde întorc tramvaiele, exact acolo unde treceți, sunt multe tarabe în față la Subway. Au oje, accesorii de păr, pălării, curele, tot ce vrei, portofele, absolut tot. Și dacă știți, deja am o obsesie cu ojele lor de acolo, mi-am luat o grămadă, o grămadă, și apoi am văzut că au băgat aceste sclipiciuri. Și îmi plac la nebunie. Prima ojă pe care am luat-o a fost aceasta, care are sclipici portocaliu neon și alb. Arată foarte, foarte fain pe unghii. Apoi am pe acesta care are mov, alb și auriu. Se asemănă extrem de mult cu oja pe care o am de la Nicole by OPI. Am luat-o Crăciunul trecut, acel auriu, Lips are Dripping Honey, că așa se numește. Și sunt aproape identice, deci vă jur. Au exact la fel de mulți sclipici. Mă așteptam ca cea de la OPI să fie plină de sclipici și când o pun pe unghii să fie ceva foarte uniform. Dar trebuie să fiți atente ca să rămână sclipiciuri pe unghii și nu pe pensul. Dar același lucru se întâmplă și cu acestea pe care am dat 3 lei. Eram, wow, 3 lei, nu-mi vine să cred. Sunt aproape la fel de bune și arată foarte fain, era o grămadă de culori, roșu, verde, albastru, mov, portocaliu ăsta neon, arată foarte, foarte fain pe o ojă mai închisă sau direct pe o unghie, dacă nu aveți nimic de desubt, sunt foarte faine. Și apoi mi-am luat această ojă de la Cabrini, tot de la acel stand, am dat tot 3 lei pe ea și este nuanța
359. Îmi place foarte mult, este un rozaliu, movuliu, dar are reflexie duocrom, ceva de genul. Depinde cum te uiți la ea, are reflexie aurii și e foarte faină. Nu știu dacă v-am zis nuanțele, acesta este nuanța 12 și acesta 05, în caz că vă interesează. Și repet, pe fiecare am dat 3 lei de la Unirii. I-am luat și Andrei 2 oje, un albastru și încă una cu sclipici. O să pun imagini să le vedeți și pe ale ei. Sunt foarte faine și ei îi plac. Sunt superbe și vi le recomand. Vorbind de Andreea, care este o drăguță, mi-a luat un cadou foarte mic și inofensiv, foarte ieftin. Mi-a luat paleta Nude Tude de la The Balm. Poftim. Eram foarte șocată când mi l-a luat. Eram super... I-am spus să nu fac această prostie, să-mi iau o paletă atât de scumpă. Și mi-a adus într-o punguță mov, paleta, câteva monstre, această pensulă, o scrisoare și eram... Am făcut și un vlog în ziua în care mi-a dat paleta și ne-am văzut. De fapt, am filmat aproape în fiecare zi când Andreea a fost aici. Așa că o să vă las linkurile vlogurilor în descriere. Poate vreți să vă uitați să-mi vedeți reacția când eram atât de fericită, tremuram toată. Eram super, super fericită. Așa că să vă arăt. Este paleta Nude Tude de la The Balm. Este în varianta Naughty Girl, pentru că are fetele acestea care sunt dezbrăcate, iar culorile, de fapt fardurile, le acoperă părțile intime. Și e super, super faină, îmi plac, culorile sunt atât de pigmentate, trebuie să fii foarte atent. Obișnuită cu culorile mele de la Ruby Rose, în care trebuie să pui pensula ca să iei ceva, în asta... Doar dacă atingi, deja ai luat o grămadă de culoare și acestea închise, cum ar fi maroul, negrul, culoarea aceasta vișinie închisă. Oh, Doamne, sunt atât de pigmentate, trebuie să fii foarte atent și îmi place foarte mult cum se amestecă. O să fac un review la această paletă și un tutorial să vă arăt. Vai, deci sunt atât de faine, mulțumesc mult, Andreea, e prima mea paletă high-end. E foarte faină. Apoi mi-am luat această pensulică de la Echo Tools. E prima mea pensulică de la ei. Nu am mai avut, dar îmi place pentru că e mică și este așa unghiuloară, ca bochii. Îmi place foarte, foarte mult. O folosesc să amestec blush-uri și tot ce pun pe față la sfârșit și e super faină. Am văzut-o pe Bianca de la Cosmetic Lover că a vorbit de acest burețel într-o grămadă de videoclipuri și am zis ok, trebuie să-l iau și eu. N-am avut niciodată un burețel de machiaj. Și vreau să zic că îmi place destul de mult. Sunt un pic în șoc pentru că n-am folosit niciodată un burețel de machiaj și nu prea știam cum să-l țin, cum să apăs. Eram un pic sceptică pentru că credeam că absoarbe machiajul și îl absoarbe puțin comparativ cu pensula, dar nu să zici că nu mai rămâi cu nimic pe față sau cu burețelul acela de machiaj pe care l-am luat eu de pe eBay, care este oribil, când îl pui sub apă nici măcar nu se mărește, absorbe tot fondul de ten, nu poți face nimica cu el, e bun de aruncat la gunoi. Bine, am dat și un dolar pe el, da. Totuși, pe acesta am dat 8,50 lei pentru că l-am luat la reducere. În mod normal e 16 lei, mi se pare. Și e foarte, foarte fain. Dacă îl găsiți la reducere prin DM, luați-l pentru că e super tare. Când îl băgați sub apă, se umflă. O să fac un review în curând să vă arăt exact cum aplică comparativ cu pensula, cum se mărește și toate astea. Așa că fiți atente că o să-l pun, nu știu exact când. Vreau să mă mai joc un pic cu el să știu exact tehnica cu care îl folosesc și să vă arăt și vouă. Dar este foarte fain, așa că dacă îl găsiți între timp la reducere, luați-l. Aseară am fost în Ocean și mi-am luat această soluție de păr. O mai am pe cea care îți face părul mai gros, tot de la Head & Shoulders. V-am arătat-o într-un haul precedent, îmi place foarte mult. Și aseară era la reducere, am dat 15 lei pe ea. Foarte mișto. Sunt super entuziasmată să o încerc și pe asta, dar aceasta e genială. Se simte super fain. Și eu o aplic înainte să mă spăl pe cap în ziua aia, pentru că cum am zis, dacă le aplic după, am impresia că îmi îngrașe puțin părul și nu arată la fel de bine. Mă spăl, nu știu, luni seară și pe la
prânz sau după amiază, așa, dacă nu fac nimica, încep să mi le pun în cap. Pe toate le las acolo, iar seara le dau pe toate jos și mă spăl și e super fain. Nu sunt la fel de puternice ca soluția lui Pexi, evident, dar sunt foarte faine și am găsit-o și la reducere, la 15 lei, așa că am luat-o. Tot la reducere am găsit și masca asta de la Dove. Este Dove Hair Therapy pentru păr colorat. Eu am păr colorat, așa că sunt foarte entuziasmată să o încerc. Am mai avut o tentativă să o cumpăr acum câteva săptămâni, chiar luni. Și pentru că îmi plăcea foarte mult cum miroase, doar că era un pic că am cumpărat 20 și ceva, de-abia apăruse, la fel și ăsta, când am luat am dat 20 și pe el. Și acum am găsit-o la 15 lei, iar în mod normal e 18. Așa că am luat-o și sunt curioasă să văd cum e. Are 200 de mililitri, ceea ce mi se pare dubios pentru că e destul de mică, dar e foarte lată, e grăsană și masca e albă. Miroase foarte, foarte fain și de-abia aștept să o încerc, dar am o grămadă de măști deschise deja, așa că vă mai stau un pic în dulap. Apoi de la Lidl mi-am luat acest săpun intim de la Sien. Îmi place foarte, foarte mult. Spune că nu are paraben, că are aloe vera. Miroase fain, l-am folosit de câteva ori, mai am unul care este deschis, dar am vrut să-l încerc înainte să vă vorbesc de el. Și îmi place, e super ieftin, e gigantic, are 500 de mililitri, o să vă ține ceva timp și îmi place și ambalajul. Îmi place că e transparent și că are pompița roz, chiar e fain. Tot din Lidl mi-am luat aceste benzi depilatare de la Farmec. După cum știți, sunt preferatele mele, le ador, îmi plac enorm de mult. Benzile arată așa. Sunt transparente, iar ceara este albă și vin și cu șervețele, două șervețele pe care le folosesc să îndepărtez ceara și să calmez pielea. Îmi plac foarte mult, sunt favoritele mele, am dat 8,99 lei, deci 9 lei și au... Câte benzi au? Au 14 benzi și două șervețele. De aici eu zic că merită, sunt foarte, foarte faine. După cum știți, le folosesc la suprat și pe față, sunt super, super faine și vi le recomand. Tot de la Lidl mi-am luat acum câteva săptămâni această scuțitoare electrică, am dat 25 de lei pe ea și cred că e cea mai bună investiție din anul ăsta, pot să zic. E absolut genială. Se deschide așa, aici o să se adune gunoiul pe care trebuie să-l aruncați. Dar e foarte faină, mi-am ascuțit toate creioanele de buze, toate creioanele de ochi, toate creioanele de desenat, care nu le puteam ascuți cu ascuțitoarea cu mâna, pentru că e și oribil, aceasta e super faină, dar pui creionul, se ascute imediat, e atât de fain și mă bucur că merg și cele de buze și de ochi, care sunt un pic mai moi decât creioanele de desenat, dar nu trebuie să-l țineți mult, 2 secunde și gata, l-ați scos. Și e super fain, are două găuri, una pentru creioane mici și una pentru creioane mari. Prima chestie pe care vreau să vă arăt sunt aceste sândăluțe pe care le-am luat de la CCC din AFI. Oh, sunt atât de faine, îmi plac la nebunie, este o culoare nude, un pic așa glossy, dar nu foarte, e mai mult mat, dar nu foarte, foarte mat sau piele întoarsă, este... super drăguță, le-am luat la reducere, era 70% reducere, nu mi-a venit să cred, pentru că chiar îmi place modelul și sunt super faine. Cred că am dat 30 de lei pe ele, parcă, sau 25, nu mai știu exact, dar sunt foarte, foarte faine. Au aici scaiete și se deschid, au toc, sunt foarte drăguțe, sunt deschise aici în față, îmi plac foarte mult, sunt elegante, sunt confortabile, sunt atât de fericită că le-am luat, pentru că la CCC sunt destul de scumpicele, dar sunt foarte, de foarte bună calitate. Iar când le-am văzut pe acestea, eram ceva gen, oh, le vreau, le vreau, le vreau. Și nici nu aveam niște sândăruțe așa mai elegante, mai cu toc, mai fancy. Așa că le-am luat pe astea și sunt super fericită. Iar în aceea zi mi-am mai luat și aceste două lucruri. Primul lucru este bluzica aceasta de la H&M. Este gen IE,
are inspirație de Ie, pentru că are un model croșetat aici în față, dacă îl vedeți. E foarte faină, e albă, e crop top, adică e peste buric și pentru că nu aveam niciun pantalon care să fie high-waisted cu talie înaltă, a trebuit să-mi cumpăr ceva ca să o port. Am căutat tot mall-ul și n-am găsit nimic care să-mi placă și am intrat în LC Waikiki și am luat acești pantaloni care sunt cu talie înaltă, sunt foarte faini. Au niște diamante mici aici pe o parte, sunt un pic întorși și au niște frânjulețe pe aici. La spate ai două buzunare, sper că vedeți. Și în față ai buzunare în care încape un telefon, un strugurel, ceva. Apoi un nasture aici sus, e super faină. Materialul e foarte, foarte fain, e un pic elastic, e de foarte bună calitate. Am dat 50 de lei parcă, dar sunt super fain și merită. Merg absolut bestial cu ea și cu sândăluțele. Îmi place atât de mult outfit-ul ăsta, l-am purtat de o grămadă de ori și când a venit Andreea am făcut o grămadă de poze cu ele și da, îmi plac la nebunie. Ea aceasta tot 50 ceva a fost, era de la reducere, am luat-o din secțiunea de reduceri și era ultima, așa că sunt foarte fericită că am luat-o, e absolut bestială. Și apoi ultimul produs, așa mai random, l-am păstrat pentru sfârșit. Este un blender care este gigantic, nici nu încape în cameră. Mi-am luat acest blender pentru că în ultima perioadă am fost destul de obsedată cu smoothie. Mi-am făcut în fiecare zi când am ieșit cu bicicleta afară și am dimineața la 8:30 și îmi făceam un suc, un smoothie de fapt, pentru că nu e suc. Și foloseam blenderul vechi pe care l-am. E mai mult de tocat lucruri, nu e neapărat de făcut smoothie, așa că am vrut unul ca ăsta pentru că acelea nu le tăia foarte bine, le mai mult le toca foarte mărunt, nu le aducea într-o stare în care să le poți bea printr-un pai și acesta e super fain. Am dat 1.300.000 pe el, are 1.75 de litri, are 550 de wați, poate să mărunțească și gheața, l-am luat în culoarea aceasta auriu argintiu, este o culoare foarte faină, mai avea un verde metalic și un maro. Am vrut să iau pe acesta. Blenderul nu este în cutie pentru că ar fi foarte grea, este în bucătărie, dar o să vă arăt cum arată. Și e super, super fain. Are 5 trepte, da, 5 trepte și una de mărunți gheața. E super, super, super fain. Are niște lame geniale, deci le face mici într-un minut, niciun minut. Mi-am făcut un green smoothie și unul cu banane și căpșuni, a ieșit absolut fenomenal. Eu folosesc lapte de migdale și lapte de cocos pe care le iau din Ocean. Nu-mi place laptele normal, am impresia că are așa gust de iaurt, nu-mi place, dar cu acel lapte de cocos e super bun. Și mi-am luat acest blender, foarte fericită că l-am luat, e absolut minunat. Nu știu, arată super fain și poți să pui fructele, le dai drumul să se mixeze și poți să te duci să speli fundul, cuțitul și toate alea. Cu celălalt trebuia să țin eu mereu apăsat și eram ceva gen, ok, acesta e super fain, poți să faci și supe creme, poți să faci absolut orice în el. E absolut genial, l-am mai văzut de câteva ori la Lidl, am zis că hai, nu-l iau că e bun ăla, nu știu ce... Și mereu simțeam așa fructele, erau destul de mari, adică mai aveai un pic și le amestecai. Și era bun și așa, dar ăsta e chiar super profi, e foarte, foarte fain și sunt atât de fericită că l-am luat. Mi-am făcut o grămadă de smoothie-uri de atunci și de când l-am luat și e super. Da, și cam asta a fost tot ce mi-am cumpărat, sper că v-a plăcut. Vreau să-mi spuneți în comentarii care a fost cel mai... drăguț lucru care v-a plăcut cel mai mult. Cred că preferatul meu este blenderul, dar și acest set de la Rimmel London cu rujul și oja. Îmi place foarte mult. Da, sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un like dacă da și să vă abonați. Dacă nu v-ați abonat deja, de asemenea în cutia cu descriere am toate linkurile mele de la Instagram, Twitter, vlog channel. Am acolo tot ce vă interesează și o să... scriu și toate produsele acolo dacă vreți un nume întreg sau toate astea cu nuanțe, cu tot. Și da, sper că v-a plăcut și o să ne vedem în clipulețul următor. Pa!